Oameni cu bani din București de care nu ai auzit până acum. Albert Bachir și prințul Samsonite. Poate n-ai auzit de Albert Bachir și până acum, dar sunt aici să-ți spun eu câteva vorbe despre el. Albert e o beizadea care rulează film prin București la volanul unui McLaren de jumătate de milion de euro. De unde are bani pentru o asemenea mașină? Ei bine, de la tatăl său, Kemal Bachir, cel care a adus pe piața din România acum 7 ani celebrele genți Samsonite prin firma General Business Systems. La lansarea Samsonite din România au participat atunci Ana Maria Prodan, Dan Alexa și Florin Răduce. Și au fost numiți ambasadori ai brandului. Din 2017 și până acum, firma General Business Systems a tot crescut și doar anul trecut a înregistrat un profit de peste 3 milioane de euro. Deci na, se explică luxul și opulența cu care Albert se afișează pe șosele, fiindcă McLarenul ăla nu e singura mașină scumpă pe care o deține. În garaj mai are și un Porsche 911 Carrera GTS, un Porsche Turbo 2, un Range Rover Sport SV și un Mercedes GLS AMG. Al băiat care are o mașină pentru fiecare zi a săptămânii. Dar mașinile nu sunt singura lui pasiune, ci și femeile frumoase, pentru că a făcut o plimbare cu McLarenul ăla și pe iubita lui, Alexandra Domnița, până la Bistro B4 din Floreasca. Albert e un fel de prinț pe cal alb sau, mă rog, la volanul McLarenului, fiindcă Alexandra a trecut printr-un sfârșit de relație destul de nasol după ce s-a despărțit de rapperul Mob Trap. La 15 ani m-a prins mama cu vreo 50 de ștouri. Care a amenințat-o cu moartea. Ai crezut că te tai? Ai crezut că te-am pus? Urmărit-o prin Cluj, cu brigada, mă rog, ceva nasol care s-a lăsat cu dosar penal și ordin de protecție. Dar totul e bine când se termină, așa că amorezii și-au văzut de viață cu bani mulți, branci în oraș și mașini scumpe.